Bună ziua și bine v-am găsit la un nou set de lecții dedicat programului AutoCAD. În cadrul acestor lecții vom discuta despre realizarea modelelor tridimensionale în AutoCAD, utilizând comenzile specifice ale acestui program. Pentru început, aș vrea să punem în evidență faptul că avem la dispoziție o serie de comenzi care permit crearea obiectelor tridimensionale. Aceste comenzi sunt plasate în spațiile de lucru 3D Basic și 3D Modeling. Avem în momentul de față activ spațiul 3D Modeling. În ribbonul aferent observăm afișarea comenzilor dispuse pe taburi și în cadrul fiecărui tab pe panouri de comenzi denumite panel, grupând comenzi de același fel, comenzi care realizează activități din același domeniu al construcției tridimensionale. La nivel de taburi vom distinge principalele tipuri de obiecte pe care le putem construi în AutoCAD, și anume solide, suprafețe și meshuri. Vom vedea care sunt particularitățile fiecăruia dintre acest tip de obiecte, discutând în continuare despre înfățișarea lor și proprietățile specifice pe care le au fiecare. De reținut faptul că se pot utiliza și comenzi pe care le-am folosit în partea de proiectare bidimensională, în plan, și anume, putem construi modele de tip wireframe, le vedeți afișate în partea stângă sus a desenului deschis, acestea fiind compuse din muchii denumite edge create din obiecte 2D. Aceste muchii pot fi create, spre exemplu, cu comanda line. De menționat faptul că aceste obiecte tridimensionale nu conțin suprafețe și nu pot fi umbrite. Ele sunt compuse numai din muchiile pe care le observăm. Un al doilea tip de obiecte sunt obiectele de tip suprafață. Modelele 3D de tip suprafață conțin pereții care îi delimitează, nu au grosime, conțin de asemenea în componență muchii și suprafețe și pot fi create utilizând comenzile de modelare a suprafețelor sau având la bază contururi bidimensionale pentru aplicarea operației de extrudare, de realizare a corpurilor de revoluție denumită revolve și a celorlalte operații pe care le vom vedea în cadrul capitolului de suprafețe. Un al treilea tip de obiecte este dat de solide. Solidele sunt modele tridimensionale care, spre deosebire de suprafețe, conțin atât suprafețele care le delimitează și volumul din interiorul acestor suprafețe. Sunt obiecte închise, etanșe, care au proprietăți de masă, au volum propriu și, de asemenea, au momente de inerție și toate celelalte caracteristici fizice ale unui obiect solid din realitate. Pot fi create ca solide primitive, există anumite comenzi care se numesc sugestiv box, cylinder, sphere sau con și încă câteva astfel de primitive care își propun să realizeze aceste obiecte dintr-o singură comandă. De asemenea, la fel ca și în cadrul suprafețelor, putem utiliza contururi bidimensionale pregătite anterior, care stau la baza realizării solidelor derivate, solide care presupun existența acestor contururi în prealabil și pentru care se aplică de asemenea comenzi de extrudare, revolve și alte comenzi care duc la obținerea astfel acestor obiecte. Combinațiile de solide de asemenea se pot realiza prin operații de tip boolean,
Între acestea, regăsindu-se comanda Union, Subtract și Intersect, care realizează în principiu uniri, scăderi sau intersecții de solide. Și în fine, un al patrulea tip de obiecte este dat de capitolul de meshuri. Aceste modele tridimensionale conțin vertex, puncte de vertex, punctele în care vom regăsi intersectate mai multe muchii. Muchiile, denumite în limbaj AutoCAD edge, și de asemenea suprafețe, denumite faces. Meshurile fiind obiecte compuse de asemenea din suprafețe, nu vor avea proprietăți de masă. Pot fi create, la fel ca și solidele, din comenzi de realizare a primitivelor, și întâlnim aici corespondentele comenzilor de la solide, și anume meshbox, meshcylinder, meshsphere sau meshcone. Pot fi de asemenea realizate pe baza unor curbe, atât bidimensionale cât și spațiale, pe care le avem construite dinainte, sau pot fi obținute prin transformarea solidelor în suprafețe de tip mesh, în obiecte de tip mesh. O particularitate a acestor obiecte este că pot fi modificate la nivel de subelemente, aceste subelemente fiind vertex, muchi și suprafețe, astfel încât să se poată obține forme foarte complexe, ceea ce din comenzile de editare a solidelor veți vedea nu putem face cu atâta ușurință. Ulterior, după modificare, le putem transforma înapoi în obiecte solide. Iată cele patru tipuri de obiecte pe care le putem utiliza, le putem obține utilizând comenzile de lucru în tridimensional. Această activitate prezentând multiple avantaje, printre care putem enumera faptul că putem privi modelele din orice punct în spațiu, putem obține automat proiecții și secțiuni, putem naviga în interiorul modelelor, putem ascunde muchiile invizibile, putem face prezentări realiste cu ajutorul activității de randare. Înainte de aceasta putem atașa materiale, putem construi lumini care să ilumineze obiectele din desenul nostru, putem face analize și verificări de interferență, astfel încât să vedem dacă un ansamblu de obiecte este corect construit sau există interferențe între diverse solide. Putem utiliza modele pentru animație, putem extrage informații pentru viitoarele prelucrări pentru obținerea obiectelor în realitate. În lecțiile care urmează vom discuta detaliat despre fiecare tip de obiect, despre fiecare comandă care poate concura la realizarea acestor obiecte și vom vedea cum putem construi aceste obiecte tridimensionale.